Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să fac coșulețe și cornete pentru înghețată și pentru fel de creme. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. O să cântărim un alboș și o să vedem cât cântărește. Al meu are 26 de grame. Și o să punem untul 26 de grame, zahăr pudră 26 de grame și făina 26 de grame și un praf de sare. Să vedem modul de preparare. Acum într-un bol o să adăugăm albușul cu praful de sare. Punem un prafișor de sare. Amestecăm. Adăugăm zahărul pudră. Punem și untul topit. Și la sfârșit o să adăugăm făina. Amestecăm. Compoziția este gata. Acum o să punem într-o tavă tapetată cu hârtie de cop. Am să iau câte puțin și am să pun de loc în loc. Și am să întind așa. Acum cât de mare doriți conul sau coșulețul. Pe partea cealaltă puteți desena un cerc și apoi întoarceți foaia. Acum o să dăm la cuptor. La 180 de grade pentru câteva minute până când devine de culoare maro. Am scos din cuptor. Acum punem deasupra și imediat apăsăm cu uitați, ținem puțin apăsat și se răcește, prinde forma. Este gata. Și avem un coșuleț. Deja a luat forma. Acum pentru a forma conul, eu mi-am făcut un con din hârtie. Este un pic mai greu de făcut. Așezăm imediat, întoarcem și băgăm imediat în interior. Suprapunem dacă putem. Dacă nu, rămâne așa. Este foarte, foarte fierbinte. Așa. Și dacă scoatem, avem aceste conuri. Le putem umple cu frișcă și Nutella. Să vă arăt cât sunt de crocante. Se aude? Pentru cremă o să avem nevoie de 100 de grame de frișcă
prăbătută și o lingură de cremă de ciocolată de Nutella. Amestecăm încet. Mișcări ușoare de jos în sus. Crema noastră de Nutella este gata. Și acum cu o linguriță putem umple cu crema și dăm la frigider. Sau puteți pune o cupă de înghețată. Conuri umplute cu crema de Nutella. Le putem și decora dacă dorim. Putem decora cu puțină Nutella. Coșulețe și cornete pentru prăjituri și pentru înghițate. Acum într-un bol o să adăugăm albușul cu praful de sare. Punem un prafișor de sare. Amestecăm. Adăugăm zahărul pudră. Punem și untul topit. Și la sfârșit o să adăugăm făină. Amestecăm compoziția este gata. Acum o să punem într-o tavă tapetată cu hârtie de cop. Am să iau câte puțin și am să pun de loc în loc. Și am să întind așa. Acum cât de mare doriți conul sau coșulețul. Pe partea cealaltă puteți desena un cerc și apoi întoarceți foaia. Acum o să dăm la cuptor. La 180 de grade pentru câteva minute până când devine de culoare maro. Am scos din cuptor. Acum punem deasupra și imediat apăsăm cu uitați, ținem puțin apăsat și se răcește, prinde formă. Este gata. Și avem un coșuleț. Deja a luat forma
pentru a forma conul, eu mi-am făcut un con din hârtie. Este un pic mai greu de făcut. Așezăm imediat, întoarcem și băgăm imediat în interior. Suprapunem, dacă putem. Dacă nu, rămâne așa. Uitați. Este foarte, foarte fierbinte. Așa. Și dacă scoatem, avem aceste conuri. Le putem umple cu frișcă și Nutella. Sunt de crocante. Se aude? Pentru cremă o să avem nevoie de 100 de grame de frișcă bătută și o lingură de cremă de ciocolată de Nutella. Amestecăm încet. Mișcări ușoare, de jos în sus. Crema noastră de Nutella este gata. Și acum cu o linguriță putem umple cu crema și dăm la frigider. Sau puteți pune o cupă de înghețată. Conuri umplute cu crema de Nutella. Le putem și decora dacă dorim. Putem decora cu puțină Nutella. Coșulețe și cornete pentru prăjituri și pentru înghețate.